Bună ziua și bine ați venit și bine ați revenit la Muzeul de Artă din Roma. Iată pentru a doua întâlnire în ultimele câteva zile. Dacă acum câteva zile ne întâlneam pentru expoziția personală de pictură a artistului plastic Romașca Mihai Olteanu și a căror lucrări avem plăcerea să le admirăm și astăzi, iată că într-o conjunctură extraordinar de frumoasă, de data aceasta ne-am dat întâlnire pentru lansarea a două volume de poezii a îndrăgitei doamne educatoare și poetă de acum, Elena Foghel. Noi ne bucurăm că a ales să lanseze următoarele două volume, cele mai noi de altfel, după ce primul volum, Poeme trăite, l-a lansat tot aici, la Muzeul de Artă din Roma, anul trecut. Iată că au urmat celelalte poeme iubite și crâmbeie de viață, pe care avem onoarea să vi le prezentăm astăzi publicului din Roma și nu numai. Aș dori să prezint și invitații doamnei de astăzi, în primul rând pe doamna primar, doamna profesor Roxana Iorca, doamna viceprimar, domnul Mircea Bosan, recunoscut nouă romașcanilor și nu numai, jurnalist Flora Ordan, doamna Mariana Leverde, profesor. Și, bineînțeles, în jurul nostru, prin reorganizarea spațiului de astăzi, avem binecunoscuta trupă de teatru, Dan Alexandrescu din Roma, cărora le urăm din nou bine ați venit la Muzeul de Artă din Roma. Dar, pentru început, aș dori să-i dau cuvântul doamnei viceprimar, doamna profesor Roxana Iorca. Știu că se grăbește. Da, bună ziua, în primul rând. Atâția oameni de artă la un loc, mi-e cam greu să mă simt confortabil, dar am văzut între mare majoritate bun prieteni de-ai mei și atunci mă simt mai în largul meu. Vreau să felicit pe doamna Foghel și să-i doresc, în primul rând, sănătate. La cât mai multe volume frumoase, văd că ați început cu unul anul trecut, astăzi lansare de două volume, să înțeleg că mergeți crescător și de trei, da? Vă mulțumesc în primul rând în numele primăriei municipiului Roman că ne chemați la tot felul de activități frumoase. Recunosc că a fost o cursă zilele acestea prin muzee și prin locuri unde au picurat momente de artă și cultură. Ce să vă zic, o zi reușită până la final, succes în continuare. Mulțumesc. Și vă felicit din tot sufletul meu și al domnului primar. Mulțumesc! Ne bucurăm că sunteți alături de noi și cu siguranță vă așteptăm la toate evenimentele noastre. În continuare, pentru că avem de față o trupă de teatru și pentru că doamna Foghel este legată nu doar sufletește, ci prin toate trăirile ei de această trupă și a avut așa o pregătire frumoasă, organizată de această trupă extraordinară, eu în continuare am să-i predau ștafeta doamnei profesor Mariana Leverde, care va conduce de acum tot evenimentul. Oarecum voi fi liantul. Stimați invitați, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună pe tărâmul poeziei. Draga noastră prietenă Elena Foghel, așa cum ați auzit de la gazde, lansează două volume de versuri. Așa cum ne-a promis și n-am uitat, impresia emoțională predominantă nu mai este tristețea. Cele două volume, Poeme iubite și Crâmpei de viață, propun, așa după cum titlurile ne sugerează, tematici mai optimiste, care transmit sentimentul de iubire, iubire izvorâtă din sufletul cald și generos al autoarei. Ca de obicei, doamna Lala are invitați de seamă pe care vi-a prezentat gazda, dar iată și cei care sunt în sală sunt prieteni dragi, oameni de referință în acest oraș, oameni de cultură, iubitori de poezie.
Pe rând, la momentul potrivit, veți asculta pe fiecare din cei prezenți aici. Dar pentru început, îl rugăm pe Mircea Bostan, poet, trebuie să spun, membru al Uniunii Scriitorilor Filiala Bacău, să ne spună câteva impresii despre cele citite în volumele de poezii, ca un coleg de breaslă. Da. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, doamnă de verde, dar atât de oficial am spus că trebuia să stau cu extraveralul în buzunar. Doamna Vice, să știți că noi ne simțim atât de confortabil în momentul în care venim la ședințele de consiliu, așa că e la partaj. E ok. Sunteți în majoritate și eu, ca un cavaler, vreau să vă salut pe toate doamnele cu respect și reverență în fața dumneavoastră, pentru că puținii bărbați care s-au pripășit pe aici prin sală, probabil au preocupări serioase. Ceilalți sunt la bere, la săpat cartofi sau la curăț pătrun gel. Eu le urez succes în activitatea lor productivă, numai că ar fi bine, având în vedere că romanul s-a rostogolit în cultură în aceste săptămâni, zilele orașului, să vină și să mai ia și un pic de suflet și o leacă de lirică de aici, de la Muzeul de Artă. Doamna Foghel se vede de la debut, descris aici, pentru mine este un debut, dar dumneavoastră este la al treilea și la al patrulea volum, care are un suflet mare, un suflet care este apropiat de copii, plecând de la ideea că dumneavoastră este educatoare. Și în versurile domniei sale o să găsiți lucruri nebănuite exprimate altfel prin litere. Pentru că a scrie nu-i de aici de colea și este un deletnicie destul de grea. A îngâia cuvintele nu e atât de ușor. Mai sunt în care spun, ci domnule, puteam să o fac și eu. De ce n-ai făcut-o? E destul de dificil să-ți pui gândurile în pagină și să iasă și bine. Așa cum spunea și Vasile Negru, Neagru Scânteie, cel care la un moment dat spunea femeie, ești frumoasă când râzi, ca o zeiță, da? Parafrazez, nu am dat integral versurile. Avem de-a face aici cu pastelul, care are o notă alexandriană, de ce să nu recunoaștem, și în cel de-al primul volum, de fapt, în poeme iubite, doamna Foghel are niște imagini de care puțin poeți ar reuși să le dea. Și pentru aceasta o să vă citesc numai câteva din poezie domniei sale. Lucru pe care o să-l facă și cei de la GONG. Eu am să fac mai puțin profesor. Nu este nimeni de la GONG, suntem de la grupa Dan Alexandrescu. Ei, mai greșești eu. L-ați fost la spectacol. Așa e. M-am prins. În suflet ardeai bunătate, sub steaua lucea să ne coaptă. Puteau idealul de noapte în floarea de tei îmbrăcată. Lucirea ta rece se pierde când fluturii mei te înconjoară, rămâi doar o flacără verde și o formă cu fund doar de vară. E vorba despre lume. Imaginați-vă cam cât trebuie să gândești și unde trebuie să te duci cu cel care se cheamă cuvânt spre monastru, ca să-l poți descrie cât mai emblematic, cât mai frumos și cât mai aproape de cel care citește, pentru că de regulă știți ce se face cu aceste volume de versuri, vă spun eu. Autorul este încântat, mai scrie un volum de versuri când dă autografe, iar ele, la un moment dat, grav, ajung pe roacul Sfântână. Pentru cei care sunt, cum se cheamă, mâncători de Sfântână. Pentru că, doamne, ba n-are timp omul să citească, ba nu-i dă voie nevastă sa, ba nu-i dă voie bărbasul, și până la urmă te întâlnești cu peste 3-4 luni de zile cu individul căruia i-ai dat cartea din toată inima și întreb, ce părere ai? N-am avut timp să citesc. Dar de ce? Păi n-am avut timp pentru că am stat la coadă la pâine, m-am uitat la emisiunea televizor. Dați-mi voie să vă spun că în epoca tehnologizării s-ar putea să ajungem la un moment dat exact cum sunt aia 40% de analfabeți funcționali. Să citim și să nu înțelegem ce citim. Din volumul 2, doamna are niște imagini la un moment dat în care este pur și simplu bacoviană. Dacă nu mă înșel, în poeme, nu?
sau în clădirea de viață, are o poezie care se cheamă un speech. Da. Acolo, nu? Acolo este o imagine bacoviană cu totul. Se vorbește de depresie, se vorbește despre bolnavi, despre... Deci doamna poate aborda, doamna Foghel poate aborda orice gen de poezie în momentul în care simte, pentru că a scrie poezie înseamnă să ai har. Și dacă ai un har, trebuie să ai și dar. Și darul acesta trebuie să-l dăruiești semenilor tăi. Pentru ca și ei să vină în contact cu bunătatea, cu acea lume pe care tu o conturezi în scrisul tău. E un alt mod de a gândi și este un mod frumos de a gândi. Numai că la nivel național și chiar internațional, țin să vă anunț cu regret că poezia nu se mai citește. Pentru că este un gen care, zic unii, că ar plictisi. Pentru că în momentul de față se ține cont de metatext. Puțini scriitori sunt cei care au luat premiul Nobel pentru literatură scriind poezie. Se duce în zona romanului, se duce în zona politică și în zona geografică. Cam așa se dau, din aceste două puncte de vedere se dau premiile Nobel în ziua de astăzi. Ce este frumos este că tot ce i-a învățat domnia sa pe gâgăricii aia pe care i-a învățat să scrie, să gângurească, să spună, să gângurească despre litere într-un alt context, pentru că eu am venit la 3-4 ani la grădiniță. Domnia sa scrie în aceste două volume de versuri. Nu e puțin lucru și nu e ușor a-ți pierde nopțile, nu e ușor a sta cu carnetul între tine și a te trezi la ora 4 dimineața pentru ca să scrii ideea, pentru că în momentul în care a răsărit soarele, s-a pierdut ideea, s-a dus. Și atunci o speculezi și o scrii acolo pentru ei. Și dimineața o descifrezi și o treci în versuri. E bine ca Biblioteca Municipală George Radu Meriton să aibă un set de aceste cuvintele doamnei Foghel și n-ar fi rău ca ai doamnei Lever de copii să recite în aceste poezii că în Câmpie de Viață, care este un tratat întreg despre viață, trebuie să fie tratate despre război, tratate despre prostie, despre inteligență, despre ură, despre rău, despre bine, despre frumos și urât. Doamna face aici un tratat despre viață care ne prezintă lucrurile într-o latură frumoasă a vieții. Pentru că noi, de o bucată de vreme, am învățat să vedem numai răul și să vedem numai chiciul. Dumneavoastră vedeți că inclusiv la reclame se promovează chiciul. Nu se mai promovează femeia frumoasă, femeia frumoasă, că femeia poate fi frumoasă și în suflet. Noi putem, aici e frumusețea noastră și dacă ai iubire față de semenii tăi, ai iubire și față de credință, te duci până sus la divinitate, vorba mea cu Basarab și de acolo e un alt dialog cu cei pe care tu îi iubești. Mare lucru și eu o felicit pe doamna pentru că a avut inspirația și timpul fizic necesar de a se aplica către literă și a scrie aceste două volume de versuri frumoase. Să știți că domnul Neagu Scânteianu nu este un poet de aici de acolo și în momentul în care îți face o prezentare și o prefață de 7-8 pagini, la unul dintre volume, doamna Foghel a făcut ca mine. Acum ca să mă laud și eu, la proprietarul de fericire, care a fost premiat și a participat la Festivalul Național de Literatură de la Cluj, domnul profesor Ciobanu a vorbit despre acest volum și a zis, am vrut să spun și eu ceva, da, prefața era scrisă de autor, postfața era scrisă de autor, am rămas în pană, salut, la revedere. Așa că, dar ca să poți să-ți faci prefața tu și să-ți o faci obiectiv și să ai capacitatea de a vedea lucrurile în măsura lor reală, este mare lucru, pentru că noi încercăm la un moment dat și ne place, pentru că e omenesc, să ne ducem dincolo de măsura valorii noastre și să intrăm într-o zonă de incompetență, ceea ce nu este cazul la doamna Foghel. Eu o felicit în mod deosebit și urez la noi volume și cu patru, dacă doriți, cu mare drag, mergem împreună de mână la filiala Bacău, la domnul Dumitru Brăneanu și vă facem dosarul pentru eliberarea mea scriitură. Mulțumesc, da. Mulțumim lui
Mircea Bostan pentru savuroasă intervenție și pertinentă intervenția dumnealui. Las doamnei Lala bucuria de a spune cum dorim noi să valorificăm aceste poezii ca să nu rămână doar în rafturile bibliotecii și să fie eu la rândul meu ca și cadru didactic. Am câteva colegi aici care vor valorifica din plin ceea ce se potrivește pentru vârsta lor. Și acum am bucuria de a prezenta o persoană de referință, aici venită ca profesor de limbă și literatură română, dar jurnalist de câțiva ani, doamna Flora Ordean. Am să ies din haina jurnalistului, pe care îl cunoașteți, uneori mai dur, uneori mai incisiv, și am să intru în haina profesorului de limbă și literatură română, meserie pe care am practicat-o să tot fie vreo 29 de ani, bătus pe muchii, așa că mi-am luat coldeiul în mână, mi-am luat ochelarii și am stat o zi în viață și am citit, a plecat asupra versurilor prietenei mele, Elena Foghel, prietenă și colegă de liceu. Lana, ce să spun despre poeziile tale? M-au impresionat cele două poezii, dar eu am să mă... mai ales prin faptul că, așa cum mărturisești, au fost scrise cu mintea și inima. Dar pentru a le scrie, tu ai o serie de poezii în care povestești despre travaliul scrierii unei asemenea lucrări literare. Și chiar ai o poezie care se cheamă Travaliul poeziei. Munca de creație e însăși poezia, spui tu, la un moment dat. Și durere în ritm și rime se preling. Iată, metaforă superbă. Ce-i poezia pentru Lara, o să vă spun acum. O muncă dulce a minții încordate, a nopților cu lună plină de iubire, închipuirilor de lumi îndepărtate, dar a trăirilor cu mare împlinire. Așa se naște în lume nemurirea, ne spune Lara mai departe, prin transferarea inimii și a minții în poezie care aduce prelungirea trăirilor, iubirii și credinței. În toate cele două volume trecem de la o frământare sufletească la alta a poetei, iar produsul frământărilor sale sufletești le regăsim în romanță târzie. Între copertile verii, uitați-vă ce metaforă splendide, copertile verii, am scris o romanță târzie și îmi cumpăr la serii o murmur doar pentru mine. Plăpândei mei se rotesc sub clar de stele și vorbele în vânt șușotesc inimii mele. E mult, e târziu, e departe, s-a stins o romanță târzie, rămân doar cuvinte pe carte și versuri în poezie. Dar aș pune și întrebări. Oprește în zbor penița spre hârtie și o lasă să aducă supărare, să scrii mai bine o dulce simfonie. Iată, poezia pentru ea e o dulce simfonie, pe sune de vioară ce încântare. Personajul liric al poeziei, inimă surdă, își pune în gând dorința ce numai el o știe și își plânge neputința citind o poezie. Iată, lectura poeziei este un popas sufletesc, este pentru ea moment de desfătare, este moment de descărcare a tuturor energiilor zilelor sau nopților sau numai de ea știute. Ce mai este poezia? Găsim aici, putem scoate din versuri de acestea și forma o întreagă definiție a ceea ce reprezintă pentru ea poezia. Pentru Lara, poezie e o tristă nebunie. Iată, splendidă metaforă. Poezie dulce, ce știe să încurce vorbe pe hârtie, doar cuvinte rece înăuntru seci. Poezii iubite, multe rătăcite,
frunze pe alei. Intră apoi în acest îndemn de a scrie poezie și invocă două personaje antice, vorbim de muza poeziei, Euterpe, și de Talia, muza comediei, le știm, și chiar are o poezie intitulată Euterpe și Talia. Când Euterpe mi-a întins un val de rime, rimele vin în val, un val de rime, m-am supus voinței pe deplin, zeița poeziei lirice divine, ai pus în fața mea o milă drum întins și am simțit fiorul dragostei de tine, iar dorul de a scrie m-a cuprins. Autoarea e frământată de întrebări retorice. Ce-ar face poetul fără de dor? Ce i-ar fi versul de n-ar fi călător? Ce-ar fi o visare fără amintire și o inimă fără simțire? Copilul, poetul e copilul cu sufletul mare. Poetul e haina curată și caldă, e toamnă și vară și iarnă, e toate, e timpul cu flori nestemate, e viața de vis, e rug, amăgire, e o veșnică neliniștire. Iată o altă definiție a poeziei. Din ce în ce mai interesante și de la o poezie la alta găsește cu totul și cu totul alte metafore și alte definiții pentru creația ei, care rămâne cu o poezie de suflet. Poezia, zice, e un balsam pentru o rană sângerândă, o poezie susul plăcut de izvor, adierea pădurii de brab și stejar. Lirica intimă a Elenei Foghel cuprinde o gamă variată de sentimente, bucurie, tristețe, nostalgie, dragoste, prietenie și Mircea a mai găsit și altele. Oricum, Lara are capacitatea de a da sentimentelor sale personale vibrația unor sentimente general umane pe care le obiectivează. Există foarte multe versuri în care se evidențiază expresia lirică a tristeții, a melancoliei apăsătoare generate de diferite împrejurări ale vieții. Și găsim aici trecerea vieții, gândul morții implacabile, chiar dacă o contrazic un pic aici pe Mariana, că ea spunea o notă de optimist. Într-adevăr, sunt și poezii pe care și Mircea le-a găsit plin de optimist de asta, dar sunt și poezii la care vorbește de această trecere a vieții, de gândul morții implacabile, are unele, de fapt, la ană nici n-am făcut. De frecvente ale poetului, cele două volume conțin Leopotrivă și o lirică peisagistică, limbajul poetic cu care operează autoarea e bogat în epitete, metafore, comparații, versificația, ca să mă duc acum și la tehnica versificației, este vorba de rima îngrocișată, strofele sunt alcătuite de regulă din patru versuri, iar poeziile au 4-5 strofe, deși am găsit și poezii din 8 versuri, ca există una chiar se intitulează Poezie. Și anotimpul predilect e toamna, care reflectă simbolistica vieții, cu toate trecerile, naștere, creație, descreștere și moarte. Și am să mă opresc aici ca să mai lăs și celorlalți prileg să analizeze. Am senzația că sunt în sala Peleșului, în care Gustav Klim a pictat alte muze, în afară de Euterpe și Talia. Frumos. Da, mulțumim doamnei Flora Ordean pentru minuțioasa analiză realizată primului volum în mod special, dar cu referire și către al doilea volum. Mulțumim foarte mult. Membrii trupei de teatru vor să exemplifice prin lecturarea câtorva poezii din primul volum, cele spuse de Mircea Bostan și de doamna Flora Ordean.
A trebuit să citesc volumul în întregime, colegii mei la fel, și am selectat pe câteva tematici, menirea poetului și a creației sale, jocul iubirii, vremea unicii a timpului, mândria de a fi om. Sunt și cu mijloacele tehnice. Vă rog să așteptați. Așa, cum este cu baterii. Să vedem dacă merge un fond muzical. Ce-ar face poetul fără de dor? Ce-ar fi versul de n-ar fi călător? Ce-ar fi o visare fără amintire? Și inima fără iubire? Poetul-i copilul cu sufletul mare. El simte când știi ce-l doare și știe că suferi când umblă nebun. De aceea se întoarce de drum. Poetul e haina curată și caldă și baia sfințită în care se scaldă. E toamnă și vară și iarnă, e toate. E timpul cu flori nestemate. De aceea iubește poetul. Să știe că el pentru tine e poezie. E viață de vis, e rugă, amăgire. Poezia e un balsam pentru o rană sângerândă, o gură de apă pentru un om însetat, o mână ce mângâie, blândă, un om de multe dureri încercat. O poezie aduce speranță de bine, aduce dorințe de viață și dor, glasul de mamă ce știe să aline, să alunge și jalea unui falnic fecior. O poezie e susur plăcut de izvoar, adierea pădurii de braț și stejar, e buciul ce aleargă tristețea și dorul la mare lumina marelui far. Am ales libertatea gândirii. Nu-mi place să ard neștiut. Sunt omul cu darul vorbirii și fug de cel rece și mut. Îmi place în vorbe puține să spun ce-n suflet păstrez. Să adun pe cei buni lângă mine, să râd, să glumesc, să visez. Nu-mi plac principii rigide și n-am să fiu nici când ipocrit. Nu-mi caut răspunsuri stupide, cunosc și cuvântul iubit. Fug iute de ce e penibil, ridicol, nu e de vârsta mea. Chiar de-ar fi irezistibil, rămâne doar subiect de cafea. Cortina de teatru dispare, actorii își scot măștile reci. Minciunile-s farse amare, șaradele-s simple și veci. Cortina iar s-a ridicat aseară, admiratoarele strigau fără oprire. Iar zeul a apărut pe scenă iară, a dat verdictul pentru nemurire. Cu cartea veche ce-o purta la piept, a ridicat privirea înspre stele și a hotărât că numai el e drept stăpânul. Ce decide pentru el? Nici nu sfârșea și ultima silabă când ropote de aplauze țâșneau și atunci le arunca așa în gravă un zâmbet galăș care le oprea. Voi muze, ce îndrăzniți să părăsiți nedrepte un artist desăvârșit? Nu știți artistul să-l prețuiți când e de atâta lume prea slăvit? Da? Asta e viața mare. De artist. Dar viața lui reală
El este noaptea veste, ziua trist și singur și-o petrece zi cu zi. De azi, să știți, am terminat să mă gândesc la ea. Se știe, eu doar sunt bărbat și am să rămân așa. Doar a plecat, bă, că așa a avut, n-am alungat-o eu. Rămâne totul în trecut. Voi fi corect mereu. Dar ce poală-i casa? Ca pustie. Iar luna, luna e rea. Iar luna oare o să știe când tandru m-a lintat, când mângâirea ei duioasă mă încălzea cu dor? De ce mi-ntre luna în casă? De ce mă faci să mor? Nu vreau să știu nici când mă doare, nici când tresar. Grăbit, când telefonul sună tare. Dar ce oare am pățit? Da, sunt corect și așa am să rămân. Nu mă conduce o pornire. O clipă doar să mai amân, atât, să o pot scoate din privire. Să vină zorii, mai curând, să-i dau telefon. Nu, dar mai bine nu-i răspund. Și atunci, să mor de dor. Da, am primit toți fruturii din lume. Le-am potolit și zbuciumul în sân. Le-am dat aseară și un nume. Și-am spus atunci cam să rămân. Voi aduna și zâmbet și iubire, ierburi de câmp și păsări cântătoare. Nu înțelege amândoi dintr-o privire și am să primesc din partea ta o floare. Dar niciodată n-am să las să speri vreo lacrimă fierbinte un obraz și mintea mea nici când n-o să înșele, făcând din plusul meu de bine un necaz. Te vreau, prieten, până la sfârșit, să știu că ești aici și că mi-e bine. Dar cum francezul spune neînvinit, noblesc obliș de tot ce se cuvine. Doar cuvinte. S-au dus anii cei tineri și frumoși, cu bucurii, cu glume și visări. Când eram mândri toți și arătoși și zilele erau doar întâmple. Nimic nu ne părea de netrecut și fiecare zi era o provocare. Iar fiecare prag era ușor de trecut și în ochi avea mereu raze de soare. Am prins apoi schimbări mărețe, am urmărit în viață scopuri noi. Ne-au prins etape cu iubire și tandrețe și bănci, cu dragoste din doi în doi. Așa s-a scurs o parte din trăire. Am urmărit iluzii și speranță. Nu cunoșteam cuvântul îmbătrânire și niciun rit nu așezam pe față. Dar timpul este așa, cum știm cu toții, ne prinde vola lui neiertătoare, când ne arată care-i voia sorții și să învățăm că viața-i trecătoare. Trece timpul un pas alert. Se mai duce rău sau bine? Ce-aș putea să mai aștept să mai vină pentru mine? Am făcut în viață multe, bune, rele, nebunii. Cine ar vrea să mă asculte înșirând la utopii? Dar ce n-am făcut vreodată, am să spun. Chiar de-aș greși. Inima n-am vrut să-mi bată decât dacă ar iubi. De aceea, în viața asta, am lăsat să spună ea dacă merită răsplata
să mai bată? Sau să se dea? Tu ești român? Copilul meu. Român e și copilul tău. Vei fi român în prag la tine. Chiar de Ion, chiar de Elina. Aceasta este țara ta, Monica. Oriunde nume te-ai aflat și nu lăsa de rău să vorbească niciun dușman de vatră românească. Să știi că ea și Catrin s-au îmbrăcat pe toate românduțele din sat, și copinci, și călăvini. Au crescut mari bărbații cu putere de stejane. Să nu te rușinezi de țara ta, română, că nu-ți va fi în altă parte bine. Și nimeni nu va trebui la vorba ta, decât tot fratele, cel simplu. Chiar dacă s-adună iarnă în părul meu și gândul mai pornește rătăcit, n-am să abun deloc păreri de rău și n-am să cred că viața s-a sfârșit. Am să mă găț de fiecare clipă. Am să mă bucur și am să dau binețe. Și fiecare zbuciu de aripă o să-mi aduc un val de tinerețe. Am tot trecut prin clipe de durere. Am fost și scoasă în piață, la vânzare. Dar am rămas la vechea mea părere, că viața e scurtă și e trecătoare. De aceea n-am să strâng amărăciune și n-am să lupt cu morile de vânt. Voi aduna sămânță din tăciune și n-am să las cuvintele zburând. Rog acum pe colega noastră, Daniela Pețechi, profesor de limbă și literatură română, proaspăt masterandă, să ne prezinte recenzia celui de-al doilea volum, Crâmpeie de viață. Mulțumesc, Mariana. Voi fi mai concisă. Crâmpeile de viață surprinse de sensibila doamnă Elena Foghel, Lala, pot să-i spun și eu de acum, sper că mă număr de prietenii dumneavoastră. Sunt pentru cititorul ca mine, sau ca dumneavoastră, ca niște bătăi discrete la poarta sufletului, sufletelor noastre. În cuvinte simple și puține, cum spune dumneai ei, dar pline de înțelesuri și încălcate de emoție, spunem noi, omul ajuns la maturitate poate, vrea și iată, este dator chiar, să împărtășească din experiența și din trăirile sale. Astfel, doamna Elena ne ia părtași, sau mai mult decât atât, confidenți chiar la această spovedanie. Devenim noi, cititorii, privilegiați în a cunoaște ceea ce acum, în doamna vieții, autoarea ne destăinuie la culesul recoltei. Volumul este presărat cu poezii, în care anotimpurile trec cu păreri de rău sau agonizează în emoții. Cărarea s-afundă în negur de vreme, o strig cu tărie, te întoarce. Toamna este leitmotivul multora dintre poeziile legate în acest volum. Toamna e tratată de o potrivă adverbial. Toamna în bucătărie, parcul toamnei mele, copacii șoptesc, cad picuri de ceață și, în acest caz, cromatica generoasă se risipește peste versuri. Ori, o altă latură simbolistică a toamnei e o reflectare a sensibilității, a sentimentelor, a emoțiilor și a trăirilor psihologice ale autoarei. Nu putem cataloga multitudinea de referiri la acest anotimp numai ca o corespondență a maturității doamnei Elena, deoarece avem în cărminte declarația dumneaei în care ne mărturisea acum aproape un an, sau aproximativ un an, că a scris poezii de când se știe. Și doar a hotărât ca la cea de a 1000-a poezie scrisă să înceapă să le și publice.
Cronologia acestora nefiind cunoscută încă de noi, putem face referire doar la aspectele ce țin de diaconie. Astfel, față de volumul de debut Poeme trăite, crâmpeile de viață sunt strop de bucurie, melancolie, tristețe și speranță, vărsați ca niște pâraie limpezi și curate în sufletul autoarei, din sufletul autoarei în mâinile noastre. Putem astfel spune că este un act de curaj, acela de făcut de către doamna Lala. Nu e ușor și nici lipsit de posibilitatea de a fi eronat înțeles, un asemenea demers, dincolo de a fi literar, sau numai literal, exclusiv, este mai curând alegerea făcută cu discernământ a omului ajuns la maturitate, în toamna vieții, dar nu și în toamna creației. Caracterul de mărturie este certificat de prezența numeroasă a pronumelor și verbelor la persoana întâi. Mă învăluie, mă minte, am primit, privesc, am. Aici, trăirile interioare sunt cele care primează deasupra experiențelor fizice. Iar conjunctivul, la persoana a doua de data aceasta, învie la speranță, la ideal, să știi, să cunoști, să vezi. Retorica unor versuri, nopți albe, gânduri negre. Pe unde o fi copilul meu? E o introspecție a gândului ce-și caută ecou în inimă. Iar întrebările cu răspuns sunt cu atât mai elocvente, cât soluțiile vin din experiența vieții. Eu, lângă lac, ce o să mai fac? Oftez și tac. Oftez și tac. Dincolo de acutul sentiment, pe locuri apăsător al trecerii timpului, uneori privit cu înțelegere, uneori cu răbdare, alteori cu supărarea că toamna a venit prea devreme, din volum răzbat primăvăratice gânduri de iubire, de bucurie și mulțumire. Când inima e curată și raza încălzește, te simți viteaz deodată, dorința te însoțește. Loc curat și binecuvântat primesc de asemenea în poeziile doamnei Elena aparținătorii câmpului semantic al familiei. În Livia pentru sora mea, distinsa doamnă amintește de pierderea dureroasă din viața sa, din timpul vieții sale, dar face asta cu gândul la flori. Cu flori de liliac s-a stins o viață tristă ce ar fi putut să fie azi în lumea mea. În versul Revăd râsul mamei sus în rai, găsim conexiunea cu planul de dincolo, înțelepciunea înțelegerii cursului feresc al vieții. Iar după mulțumirea către Dumnezeu, privirea se coboară ea în planul terestru către speranță. Poveste cu stele, ariciuri, acum e bine. Destăinuirile din versurile volumului Crâmpeie de viață devin astfel, fructele pline de dulceață, culoare și parfum, colorate în pasteluri, pe care numai un suflet sensibil îl poate creiona într-o asemenea paletă de versuri. Și felicitări, doamna Lala! Mulțumesc! Mulțumim colegei noastre pentru sensibila artistică a prezentarea volumului. Și acum dați-ne voie să exemplificăm și cel de-al doilea volum, după ce pot vorbi, cu câteva din poeziile pe care le-am considerat noi pe sufletul nostru. Gata! Gata cu supărarea grea. S-a risipit în vânt. Mai fie trist cine o vrea, eu am să râd, să cânt, să strâng și flori de primăvară, să zbor cu păsările în zori, să merg cu pas vioi pe afară, cum am făcut de atâtea ori. După o iarnă înghețată, mereu cu gând și supărare, mă simt așa de ușurată și nu, nimic nu mă mai doare. Să vină iar zilele calde, să salt perdeaua de oftat, soarele fața să mi-o scalde, să-i mulțumesc cu un sărutat. Atât de des a folosit acest cuvânt, încât a devenit banal și fără sens.
și a fost lăsat să zboare în vânt, că nu mai are viață, nici în vers. O vorbă goală, într-o minte neînțeleasă, ce zburdă ca și minte câmpie, ca fluturii ce cad ades în plasă și nu mai are loc în poezie. Odată, acest cuvânt era dulceață vie, ce izvora des din flori de tei. Simțeam în inim ca o nebunie cum ne atrăgea prin strântele alei. Acum tu plângi că nu știi ce iubirea banalizată până la diluare. Când simți pe alei înghețul și pieirea și dispărută tragic ca o boare. Dacă ar fi să o iau de la început, în viața asta plină de întâmplări, aș face oare tot ce am mai făcut? Sau aș porni spre alte căutări? Aș învăța întâi precis cine sunt eu, ce loc mi se cuvine în astă lume, mi-aș da valoare învingând ce-i rău, croindu-mi negreșit un drum anume. Și n-aș lăsa gunoaie să-mi inunde nici inima, nici mintea mea îngrada, și pașii n-aș lăsa să se afunde, iar falsități n-aș accepta vreodată. Dar timpul e permis și e milos, și ce ai făcut în viață se plătește. De aceea să te uiți mereu pe jos, să ocolești noroiul ce te oprește. Doar cuvinte. De dincolo de univers, din galaxia versului doamnei Elena Foghel, vreau răstignit să fiu în calea lactee, vreau să mă integrez în materia întunecată, necurmată, mișcare, vreau să am răbdare să mă ridic dincolo de nebuloasele primitive, vreau să mă clonez cu o cometă printre nucleile multicolore, vreau să aselenizez pe astfel nopțe venerat de versuri de poeți, vreau să înțeleg cuvintele scrise de Elena în poemele iubite, vreau să înțeleg și cele versuri scrise în câmpie de viață și vreau să mai înțeleg că sunt doar materie luminată divin de Sfinții Părinți în univers mumic, mumificat aș vrea să fiu. De dor. Să pot lăsa din pala mea să curgă apă de viață, ca de la izvor. Cuvinte ce-ar semăna cu rugă. Îmi place cum scrii tu despre câmpii, despre păduri și trandafiri în floare. Cu ochii închiși văd toate. Parcă-s vii o vale năvădită de culoare. S-aud albinele cum zunză e prin tei, cum zbor de păsări e deasupra mea, cum căprioare zburdă pe alei. Și-o buburosă în pari, cum se așează. S-aud cum ursulețul a pornit la joacă, cum se rostogolește prin tufiș, cum păsările încep cuibul să-și facă și veverița se ascunde pe furiș. Dar ca să scriu așa, mi-ar trebui menire și har, cum ai tu, de la Dumnezeu, mi-ar trebui și multă dăruire, dar mult talent se vede, nu am. Degeaba am încercat să trec pe altă stradă. Am încercat să nu-ți privesc grădina, mă tot ascund ca lumea să nu vadă și să nu cadă iar pe mine pila. Mă tot pitesc după un gard vecin, îmi pun și ochelarii cei de noapte. Cum trec cu ofuri și cu mare chin, doar gândurile mi le spun în șoapte. Chiar îmi impun principii și doctrini. Dar degeaba tot mă cer și-mi interzică pașii șovăielnic se întorc spre tine. Și iarăși cad,
când din greșeală mă ridic. Să știți, vreau să spun ceva. Vă rog, nu. Există momente în care, scriind versuri, ai senzația că aceste versuri ai fi vrut să le scrii tu. Ceea ce e mare lucru. Pentru că fiecare poezie în parte, iertați că are istoria ei. Exact, iar doamna Dana ne poate povesti că poate avea totul în stomac și la o mită vârstă. Vedeți? Așa că lumea, când scrii cu mintea și cu inima, e lucru mare. Ce s-a întâmplat în iarna domniei sale indiană, nu știu, dar e de bine. Din versul meu neterminat s-a deșirat un fir rebel și caută neîncetat un ritm unde să încapă el. Așa și rimele de ieri s-au adunat într-un rondel când au venit de nicăieri petalbe ale de pastel, albe de pastel. Se încurcă și s-alintă în foi și tot așteaptă o pornire, știu. Vor să scriem amândoi aceeași temă de iubire. Iată, în strofa despre stele, tu ai trimis o rază mică și dintre buchiile mele și-a luat zborul o rândunică. Vom scrie despre primăvară ce anotimp, cu flori și albine, cu vânturi calde și cu miei, cu amintiri să ne alim. Aseară am bătut la poarta sufletului tău și ți-am simțit pasul timid, încordat de frica trecutului negru și rău, atât de nesigur, de rece și îndurerat. Am încercat în cuvinte simple și puține să-ți cer un serviciu mic, mic și banal. Ce-ar fi însemnat mult de tot pentru mine. Poate chiar un punct final. Ți-am simțit, dincolo de poarta închisă, sufletul cu lacăt de mult ruginit care vibra pe o coardă prea întinsă, cuprins de un smas, spas de glumă tocit. Am înțeles ce înseamnă un om de iubit, mereu doar dorind în nesiguranță să fie în suflet de un suflet iubit, nu doar strigată iubirea ca-n piață, aplauze false, ovații, orale, la ce-ți folosesc? Când spre inima ta caldă și mare, doar hiene și vulturi negri roiesc, căutând sub numele tău, adăpost și mâncare. Dă, Doamne, putere! Ca cel ce simte iubirea să spună, să strige ca rugă durerea cum clopotul sună. Ajută și orbul pierdut să-și caute căile bune. Ajută timidul tăcut să-și facă vorbirea să sune. Dă, Doamne, auzi celui surd să audă cuvântul de dor, ajută și bietului ciung să fie un biet călător. Deschide avarului punga, să simtă ce-i lipsă și coboară încrezutul, ca sluga să-l vadă și el. Și întinde arcușul durerii spre falnicul dur, vânător, iar celui cu gustul puterii, dă-i gânduri, dorință și dor. Într-un tablou, un zâmbet și plăcere, pun bucurie sau durere, mai pun iubire și dorință, pun tot ce cred eu, cu putință, dar n-am să pun fățărnicii, nu. Nu pun dureri sau gelozie într-un tablou. Nu pot să mint. Și mai ales nu-s ipocrit. Tablou
îți va prinde bine. Atunci când nu sunt lângă tine, să-ți amintești că am fost sau sunt. Nu doar o vorbă spusă în vânt. Să vezi și să lucrezi. Obraznicul ăsta aici, cel cu ochii mici și verzi, se tot foiește pe aici. Aseară chiar s-a lăudat că te-a văzut pe dumneata. Că erai trist. Parcă vorbeai cu cineva. Și chiar îmi spune, bietul tont, că doar un nume repetai. Erai doar trist. Atâta tot. Departe gândul frateai. Că de sub frunzele uscate te-a auzit oftând ajale. Și când s-a tras el mai în spate, te-ai dus cu dorurile în vale. Dar dumneata ești om deștept, cum poți să faci așa ceva? La el, la ce să mă aștept? El scoate vorbe, nu-i așa? Dedic această poezie lui Cristi alias Neamțu, dar se potrivește la fel de bine și băiatului meu, Florin. De câte ori vorbesc cu tine și amintirea îmi umple casa, te văd cum te îndreptai spre mine când n-atingeai cu capul masa, cu părul tău vâlvoi de soare, cu pasul mic și legănat, păreai o rază lucitoare, gata de joacă și cântat. Apoi, când ai pășit în lume și ai învățat cum să trăiești, ți-ai stabilit singur un nume pe care mândru ți-l rostești. Te-ai rupt apoi de cei de acasă și ai plecat pe drumuri grele. Eu am crezut că nu-ți mai pasă de ești în gândurile mele. Stau și privesc cum casa-i goală, cum nu se aude glasul tău, cum nu mai cânți nici la chitară. Pe unde o fi copilul meu? Eu-ți doresc să-ți fie bine și nopțile, mă rog mereu, să aud cum pasul tău revine, să știu că nu ți este greu. Chiar dacă n-o să fiu acasă, când ai să vii, va fi pustiu. Tu ia o floare și o lasă acolo unde am să fiu. Mulțumesc. Am încercat să dăm strălucire frumoaselor versuri prin lectura poeziilor care am crezut noi că ni se potrivesc. Această lectură a fost realizată de colegii mei actori. Mera Luminița, Daniela Bețeni, Camelia Duca, Dorina Pintilie, Elena Dociu, Sorin Cobuz, Alexandru Lezeu, Mariana Leon. Și domnul profesor. Ex-trupa Dan Alexandrescu. Andromeda a furat cu spiralele ei care rotez gaura neagră a întunericului ochiului cel divin. Cu genele ce-n piramide au scris versurile pământene ale Elenei Foghel Lala. Bravo! Protocolul, dar se cuvine acum să dăm cuvântul la autoarei. Dacă, după aceea, dacă mai dorește cineva să mă spună ceva. Au fost așa de bine alese toate poeziile astea, încât chiar că eu nu mă așteptam deloc. Și au ieșit extraordinar de bine. Eu vreau să încep într-un fel, să explic altfel intrarea mea astăzi aici. Am participat la un
tot la o expoziție superbă zilele trecute, duminică, așa, care m-a făcut pur și simplu să cred că am călcat la o intrare spre rai. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Și cum și vedeți ce este aici, data trecută la cealaltă lansare am avut același beneficiu, tot pe un fundal de acesta extraordinar. Acum, la fel, am mai fost la Iulian Negru de asemenea, deci se vede că arta scrisă, arta vorbită și pictată este ceva care, într-adevăr, te face să te simți ca în rai. Când am intrat aici și am văzut aceste extraordinare prezentări, am zis așa, Doamne, venea în minte dacă aveam cartea, una din cărți la mine, să încep pentru fiecare tablou în parte să citesc câte o poezie. Am poezie care se cheamă Stânjenei, Irișii, așa, am cu arbori, cu mănăstiri, cu astea am și eu. Și venea ideea să zic câte o poezie în fața fiecărui tablou. Zic, uite, cât de bine se îmbină arta scrisă cu arta a penelului. Mulțumesc, da. Și nu mai zic pe un fundal de o muzică deosebită, cum a fost data trecută, cu recitări extraordinare, toate aceste lucruri dau într-adevăr o frumusețe vieții și ne scoate din cotidian. De fapt, ideea era să explic și eu, ca și ceilalți dinaintea mea, ce înseamnă frumosul, ce înseamnă dorința de a exprima frumos și de a putea să trăim cu această frumusețe a scrisului, a versului, a recitării, a muzicii și a picturii. Eu multe nu aș vrea să spun decât că ceea ce știți de data trecută și din scrierile mele, eu am scris din dorința de a bucura și pe ceilalți din jurul meu. Că în momentul când eu eram tânără și adunam multe, multe poezii, cineva mi-a spus odată un neavenit în ale artei. De ce le strângi? Pentru ce le aduni? Dacă asta înseamnă că ești egoistă, exact ca o mamă care poate este sănătoasă să nască și nu vrea să dea copii omenirii. Acel personaj, acea persoană este egoistă. Așa ești și tu. Tu puneți și fă-ți scrierile acestea în niște volume și dă-le să le citească și ceilalți. Că așa bucuri auzul și sufletul celor care te citesc. Eu, în schimb, am folosit un mijloc pe care mi l-a oferit fiul meu, cum, mă rog, cam toate de până în prezent fiul meu mi l-a oferit, ca să fiu cinstită. El este colaboratorul, este coautorul, este sufletul meu în tot ce am scris eu și, într-adevăr, se vede prin ce am scris. Și am folosit, cum spuneam, acest obiect care este așa de denigrat din cele mai multe ori, laptopul. Calculatorul. Și am zis, ia să încerc întâi, cum eu sunt pe felul meu mai pragmatic, așa, să văd dacă prinde la cititori. Și am început să umplu Facebook-ul cu poeziile mele. La un moment dat, aceste rezultate s-au văzut prin numărul de, cum să zice, like-uri, eu nu știu cum limba asta, așa, și zic, domnule, înseamnă că cineva vrea să le citească, îs plăcute undeva. Mi-am căpătat o grămadă de prieteni pe Facebook-ul ăsta, așa, și mi-am și format un mod de exprimare, zicând de câte ori năvăleau, să folosesc o expresie, că nu știu altă acum, cereri de prietenie și spuneam așa, bine, și spun și acum la fel, bine ați venit în casa mea virtuală, iată ce expresie, așa, că așa vorbim și pupici și alte chestii de astea ca să atrag. Eu sunt cică un poet popular, zice cineva. Așa o fi. Așa. A fi poet înseamnă altceva, a fi domnul Costan, a fi altcineva care este acolo, este. Am primit și eu dăunăzi ca să mă laud o adeziune de primire în societatea scriitorilor, așa trimisă de Florin. Step by step. Așa, da. Bine, nu? Cristian Lipescu, știu. Nu, Florin Georgescu. Așa, de la Academia de Proză și Poezie.
Așa. Ei, am zis, dacă acolo sunt așa de apreciată și cineva mă solicită 16 propuneri, am avut pentru a intra acolo, mai înseamnă că voi fi eu ceva la viața mea. Na, că eu niciodată nu mi-am dat așa multă importanță, dar acum de o vreme chiar am început să depășesc măsura, am mă considerat poezie clasică, cu accente sociale, istorice, patriotice, dar mai ales despre natură în mod special și acționez între aceste două extreme. Asta am văzut aici și mi-a plăcut foarte tare, de la cum crește un copil sau un pomișor sau o floare mică, asta o fac pictorii, până când apare cineva care cu securea și taie pomii, cu societatea asta care atrage spre rău copiii pe care noi i-am crescut cum i-am crescut noi. Și în aceste două extreme eu observ modul de evoluție, de dezvoltare, de a celor pe care îi urmăresc eu. Așa. Ei, dar pentru asta trebuie într-adevăr ca în orice meserie sau în orice ceea ce facem noi ca oameni să avem dăruire și chemare spre așa ceva. Că dacă nu ești degeaba încerci să faci ceva. Mă ruga nu de mult o tânără să-i explic cum să scrie. Zic, mai nu este latitudinea mea să scriu, nu-mi stă. Că dacă nu te naști cu a vorbi, nu te poate nimeni împinge să spui un cuvânt. Asta este lucrul cu care ne naști. Așa, te poate împinge, doamna, dar un picior, deci la cap. Da, da. O mână, da. Cum spuneam mai înainte, eu mi-am propus să citesc, de fapt, gândul romașcan acum, ca să pe fiindcă suntem toți romașcani, cu o idee cu care cineva venise odată când se făcuse să discuta despre imnul orașului. Toată lumea vorbea să facem un imn la orașul, așa. Și eu, în micina mea, zic, măi, dacă tot știu să le întreb cuvinte acolo, ia să fac eu așa ceva. Și am, dacă îmi dați voie să citesc poezia, gândul romașcan se cheamă, n-am pus-o în niciun volum până acum, pentru că ne privește doar pe noi romașcanii, și zic așa, întoarce-ți romașcane privirea spre trecut, ca să înțelegi mai bine de cine ești făcut, să simți zucnind în tine un sânge de erou, să poți să dai valoare orașului cel nou, să ți-l fixezi în minte pe Roman Vodă Mare, ce a ctitorit orașul cu ape la hotare, să îngenunchezi în fața icoanelor sfințite ce au luminat și minți și inimi obosite. Adună despre seară la focuri de șătrari, unde spuneau povești și spun povești și cântă lăutari, istorie cu haiduci prin crânguri și boieri și cum ardeau făplii în nopți de sânzie. Să vezi în piețe vara țăranii forfotind, să-ți amintești birjarii în barbă mormăind, noi cei mai bătrâni știm despre treaba asta, să vezi pe strada mare boieri și mari bucoane, să simți parfum de viță și flori de la balcoane. De la soldatul strajă sub flamura în vânt, până la mirosul dulce și leapăn de pământ. Să simți cum ferbe în tine puteri de romașcan, să nu-ți primești în casă picior de șarlatan. Să-ți cunoști destinul, să știi să-l stăpânești, cu brațul dur copilul să știi să-l protejezi. Că s-ar mișca sub criptă strămoșii de eroi de ne-am trăda cetatea și glia la nevoi. Da. Și mai am eu ceva scris aici pe care, dacă îmi dați voie să citesc, este motivația pentru care scriu eu. Așa, și aici este o poezie din volumul Poeme iubite, unde este motivația mea. Da, e, or să treacă așa. Că suntem între prieteni, nu suntem străini. Zic așa, din inima. În tot ce scriu, pun suflet și credință. Pun veselie, inimă, voință și vreau să știți că tot aici voi fi atât cât ochii îmi vor luci. Pentru că eu văd, am probleme cu vederea. Într-adevăr, cum spunea domnul, foarte bine am explicat, parcă învățase în lecția asta amândoi, mă trezesc noaptea, prietenii mei știu de ce, așa, pun mâna pe creion și cu degetul așa pe foaie, ca să pot ține cât de cât, așa, să nu fiu unul peste altul până dimineață, și scriu noaptea, pentru întuneric.
așa îmi exersez și mi-am format eu ceva pentru care un bărbat, când am scris lucrul ăsta pe Facebook, o și plâns, îmi scriu, nu mă face să plâng dacă spui așa ceva. Păi așa mă obișnuiesc cu ideea că probabil odată nu voi vedea, fiindcă am o dioptrie foarte mare și probleme cu vederea, zic că am să scriu totuși, dar pentru întunericul interiorului meu. Așa. Și n-am să mă opresc. Până când... Să scrieți pe întuneric, că e lumina interiorului dumneavoastră. Exact. Așa. Bine zis. Mulțumesc. Și zic așa mai departe. Nu țin mânie și nu sunt rancunoasă. Nu-mi place ura și nu sunt mânioasă. Vreau doar să adun cuvinte pe hârtie, iar voi să știți de ce îmi pasă mie. Îmi pasă de necază și durere, îmi pasă de un om cu neplăcere, îmi pasă de trist cel ce mi-e drag și îmi pasă când necazul îi vine în brad. Știu să întind brațul la nevoi, mă rog la Dumnezeu și pentru voi și de gândiți că pot să ajut cumva cu o vorbă sau cu un sfat pe cineva, să apelați. Cu înțelepciune și voință voi face tot ce mi-este în putință. Și pun și umărul de se cuvine să ajut atât cât aș putea mai bine. Dar ce vă rog? Să nu uitați vreodată că n-am să uit nici eu, că roata-i roată și cât de fix ar fi și nemișcată, tot se întoarce chiar măcar o dată. Acum să trecem la porțiunea aceea cu mulțumirile, că de fapt așa se procedează. Mulțumesc mult trupei de teatru Dan Alexandrescu, parcă trebuia să scriu când puteam să spun asta așa, dar așa. Unde acolo am ostașii mei dați pe terenul de luptă, pe front, arena, cele două personaje din existența mea, soțul care acum este în Afganistan, așa, așa. Și fiul care este membru de acestui. Este întors. Poftim? Întors. Da, așa. Și mulțumesc domnului Bostar, pe care l-am prima dată. Vreau să sunteți nedecabilă de mângâierea lui Elena, așa că e clar pentru mine. Așa. Și sper să ne vedem și cu alte ocazii unde să ne împărtășim părerile. Eu așa sper să fie. Cu mare drag. Așa. Prietena și colega mea, Flora Bordean. De asemenea, doamnei care acum, cred că ne-am cunoscut sau ne-am mai cunoscut, sunt o mitucă așa, iertare. Așa, nu mai spun mulțumesc dumneavoastră, tuturor care ați venit și să știu sigur că trăiți acele sentimente ca și mine, că altfel n-ați venit sau nici măcar nu m-ați cunoaște și mai ales presei care astăzi a fost din abundență și mulțumesc mult, asta datorită cauza băiatului dumneavoastră. Așa, din cauza dumneavoastră. Acum, în spirit de glumă, cum să mă țineți minte, doamnă, dacă într-o piesă de teatru am fost soția domnului de care l-am făcut? Așa! V-ați făcut autorizarea. Am aici o prietenă de-a soțului meu din tinerețe, așa, pe care eu respect până la sfârșitul zilelor mele, așa, și... Care vă dați senzația că sunteți și prieteni, nu? Foarte bune, ne vizităm, ne înțelegem. Doamna mi-a făcut, asistentă medicală fiind, mi-a făcut niște injecții odată și îmi spune cineva, și nu ți-i frică să duci la ea? Asta mă întrebați și eu mai greiți. Doamna Tatiana este o prietenă de o viață cu noi și cum să nu ținem legătura. Apoi altă doamnă aici de față cu care am împărțit un tânăr la viața noastră. Ați iau altă zonă. Dar să știți că eram încit în momentul respectiv și-o trecut în tabăra cealaltă unde a rămas până la sfârșitul vieții lui Dumnezeu să fie. Deci, a fi om în lucru mare, vreau să spun că nu contează problemele care sunt, important este să fii om și să știi, poate de asta și scriu în felul ăsta din inimă. Așa. Ei, ca să vă zic ceva și despre proiectele noastre, ale mele de viitor, că probabil Mariana sigur m-ar fi ischitit, pot să spun că am un plan, o carte pentru copii cu care vreau să să fac în colaborare cu Iulian, dacă ne ajută Dumnezeu, pentru că așa aș vrea tare mult, am câteva... El s-o publice gratis.
Nu știu dacă fi așa. Îmi vedea. Tot gratis, ce frumos ar fi să fie graficul gratis. Gratis. Avem de undeva dacă nevoie. Așa. Pe urmă am în plan o carte de povești și povestirea asta, să fiu un pic mai prosuță, că e proză și la proză trebuie un pic mai multă atenție. Și am, spre surprinderea cititorilor mei de poezie, în plan un roman care se cheamă Eliza, după numele unui colegi de-a noastră, de întâmplător, n-are legătură cu... Ei, v-am spus. Este prietena mea, doamnă. Vă sabotați. Deci, a fost așa pe nești. Da. Vezi? Trezit în fața faptului primit. Asta este. Da. Deci, dar toate la timpul lor, sper să fie cu romanul ăsta, să fie un mini-roman de altfel. Spuneam cu Ivan într-o zi că e mini-roman și are un preț. Noi parcă vorbim în altul, zice, păi nu se mai cheamă atunci mini-roman, dacă are 300 și ceva de pagini, așa. Și sper să fie bine. Piese de teatru. Da. Bine că mi-ai adus aminte, am și lucrat și am un lucru pentru copii, Ursul Păcării de Vulpe, adaptat la, așa, care probabil va intra în lucru, zonul următor în repertoriu. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Rămân datoare cu respect și dragoste în suflet pentru dumneavoastră și noi toți. Și sper să fie bine și să citiți în continuare cele ce scriu, dar o să vă placă. Eu domnul vorbe. Da, da, imediat. Da, doamna Lala, aveți o mică surpriză, mică, din partea unei admiratoare, cu care ați vorbit astăzi la telefon, un mesaj versificat, trimis prin telefon. Vă rog să sunați pe maică, mai să-i spuneți că v-am trăs. Da, am vorbit cu mama. Astăzi, 23, luna mai a bunătății, succes ai precum îl vrei, te felicită poeții, inima ție în stânga ta, scuzați că la prima vedere, însă munca ție pe dreapta, dacă la nu uita, cum ne scrii, așa ți-e fapta. Când copui o poezie, cum și alții ți-au scris ție, toți sunt plini de încântare, de farmec și de splendoare. Doar ceva de încheiere. Vreau să spun că fiecare zi o încep cu lectura unei poezii. Și mi-a intrat în ritual să fac un scurt, nu comentar, un prea mult spus, o părere despre poezie, scoțând în evidență ce vrea să relieveze doamna. Suntem vecini, ne cunoaștem ca oameni și interpretarea dumneavoastră, din printre care am și foste colege, vreau să spun că m-a copleșit. Cred că nici autoarea însuși nu știa valențele acestor poezii. Ați avut o interpretare de o înaltă ținută artistică. Este faptul că parte dintre doamne au plâns, au lăcrimat în momentul în care s-a știut ceea ce este mare lucru și este meritul trupei Dan Alexandru.